Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Călăraș au desfășurat o percheziție domiciliară la o asociație sportivă locală pentru instrumentarea unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de delapidare. Potrivit compartimentului de relații cu publicul al IPJ Călăraș, din cercetările efectuate a rezultat faptul că în perioada 2014-2018 reprezentanții asociației sportive ar fi gestionat de defectuos sume de bani și bunuri aparținând clubului de fotbal în interes propriu. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare.